Adevărat a înviat! Bine ați venit să simțiți de la mulți ani! Bine ați venit în comunitate! Nu mai mie mi-a parține! Tuturor celor care se pună credință! Bine ați venit! Iar fiere pace de oameni bunăvoire. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Doamne, buzele noastre vei deschide și gurile noastre vor vesti lauda Ta. Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață. Binecuvântate este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii veci. Amin, rugați-vă pentru noi, preasfințite stăpâne. Să îndrepteze Domnul pașii voștri spre tot lucrul cel bun. Amin, pomeniți-ne pe noi, preasfințite stăpâne. Preoția și diaconia voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, totdeauna, acum și pururea.
Cernice părinetăni. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Cu pacea de sus și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pacea toată lumea pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsă, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt vrea Sfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru preasfințitul Părintele nostru Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sfânt, pentru cinstită preoțime și ceandu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Josul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Pentru bunăntumirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm. Cei ce credoresc au scat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român,
și cu bună sporire să fie adusele la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul. Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătorio, și pururea Fecioare Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. De Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Dumnezeu, că sunt înfricoșătoare lucrurile tale, pentru mulțimea puterii tale, te vor lingui și vrăjmașii tăi, tot pământul să se închine ție și să cânte ție. Într-o rugăciunile născătoare de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Slavă Domnului și Sfântului Duh, și acum și fururează. Într-o rugăciunile născătoare de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Iarăși iară în pace Domnului să ne rugăm. Domnului, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prin noi înșine și ne prea alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Plinătate bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale și pe aceștia prevărește că dumnezeiască puterea ta și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim într-o tine. Acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește-ne pe noi, Fiului Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți, pe noi, cei ce scântăm ție, aleluia ta, mântuiește-ne pe noi, Fiului Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți, pe noi, cei ce scântăm ție, aleluia. Sfânt Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel aceși fără de moarte, și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupat din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, carele neschimbate ai întrupat, și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și nebrealții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Amen.
Cel ce ne-ai dăruit aceste rugăciuni obștești și împreună glăsuite, Cel și la doi și la trei care se unesc într-un numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile. Însuși acum împlinește cele ce le folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului și în Cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Și ale arhanghelilor pe slujba slavă tale, păcatul lor cu intrarea noastră fie și intrarea Sfinților Tăine și vieți bunătatea Ta, că Ție se cuvine toată slavă, cinstea și întinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată este intrarea Sfinților Tăi, Doamne, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Ceea ce dai celor căzuți, ridică.
înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Dumnezeule, Dumnezeule, caută dintr-o înălțime a Sfântului Tău locaș și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Ooh.
Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Și la marginile lumii cuvintele lor, cerurile spun slavă lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Înțelepciune din faptele sfinților apostoli citire. Agripa a zis către Pavel, îți este îngăduit să vorbești pentru tine. Atunci Pavel, întinzând mâna, se apăra, mergând la Damas cu putere și cu însărcinare de la arhierei, am văzut, o rege la amiază în calea mea, o lumină din cer mai puternică decât strălucirea soarelui, strălucind împrejurul meu și a celor ce mergeau împreună cu mine. Și noi toți căzând la pământ, eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Greu ți este să lovești înțepușă cu piciorul, iar eu am zis, Cine ești, Doamne? Iar Domnul a zis, Eu sunt Iisus pe care Tu îl prigonești. Dar scoală-te și stai pe picioarele tale, căci spre aceasta m-am arătat ție ca să te rânduiesc slujitor și martor și al celor ce ai văzut și al celor întru care mă voi arăta ție.
alegându-te pe tine din popor și din neamurile la care te trimit, să le deschizi ochii, ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satan la Dumnezeu, ca să ia iertarea păcatelor și parte cu cei ce s-au sfințit prin credință în mine. Drept aceea, Rege Agripa, n-am fost neascultător cereștii arătări, ci mai întâi celor din Damasc și din Ierusalim și din toată țara Iudeii și neamurilor le-am vestit să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Când lucruri vrednice de pocăință. Pace ție, cititorule, Duhului tău preasfințite stăpâne. Preasfințite Părinte, binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ion. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului întru tot slăvitului Apostol și Evanghelist Ion, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul vostru, preasfințite Părinte. Cerem și nedrept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie cea de la Ioan, citire. Să luăm aminte. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat zic vouă, cel ce nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe alături, acela este fur și tâlhar. Iar cel ce intră pe ușă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui. Și oile sale le cheamă pe nume și le mână afară. Și când le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor și oile merg după el, căci cunosc glasul lui. Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă le-a spus Iisus, dar ei n-au înțeles ce înseamnă cuvintele lui. A zis deci iarăși Iisus, adevărat, adevărat zic vouă, eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit mai înainte de mine sunt furi și tâlhari.
iar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușor, de va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși. Și pășune va afla. Face ție bine, vestitorule. Sufletul și din tot cugetul nostru să zicem. Doamne, atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina ta. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Că ne rugăm pentru un al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul romanului și băcăului, pentru preasfințitul părintele nostru Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru astea ce viitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru frații noștri, preoții, rămânahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Că ne rugăm pentru fericiții și curulea pomeniți, ctitori și binefăcători, Enoria și ai sfânt lecașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsare și iertare păcatelor robilor din Dumnezeu, Enoriași, ctituri, închinători și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Când ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii ce se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care este înainte, așteptând de la tine mare și bogată milă. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorului și Stăpânului nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi prezenți la această sfântă liturghie, asupra înalt preasfințitului părintelui nostru, arhiepiscop Ioachim al Romanului și Bacăului,
asupra clericilor, monahilor, monahiilor, eparhiei acesteia, asupra credincioșilor, parohiei acesteia. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește-ne în toate nevoile pe robii tăi și ca milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor tăi robi, prezenți la această sfântă liturghie ale credincioșilor parohiei acesteia, și arată spre noi toți mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și zdrobire de inimă cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimele sufletului și ale trupului robilor tăi cei bolnavi, pe la casele lor, prin spitale, azile și orfelinate, și ca un bun iartă-le toată greșeala ce de voie și cea fără de voie, și de grab ridică-i din patul durerii, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Ca niște robi nevrednici cădem înaintea ta, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi prezenți la această sfântă liturghie. Și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeul nostru să caute cu milostivire asupra robilor săi, profesori, elevi și studenți, să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științei, ale vlaviei și al fricei sale, să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne! Și ne miluiește. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, Doamne, Dumnezeu ești, și slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru odihna și iertarea păcatelor, sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jertfelnic, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Ca Domnul Dumnezeul nostru să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu și împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru să-i cerem, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește.
Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viața lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și pururea pomeniților, ctitori și slujitori în această biserică și în această eparhie, ale arhiereilor, iromonahilor, preoților, irodiaconilor, diaconilor, monahilor, monahiilor, cântăreților și ale celor care odihnesc în cimitirul satului acestuia cu tot neamul lor cel adormit și ale robilor tăi care se pomenesc. Teoctis, patriarhul, Eftimie, arhiepiscopul, Pimen, arhiepiscopul, Gurii, episcopul, Vasilie, episcopul, Dormidonte, episcopul, preotul Nicolae, preotul Gheorghe, preotul Simeon, arhimandritul Irinarh, arhimandritul Gheorghe, arhimandritul Sofian, preotul Dumitru, preotul Vasile, iromonahul Filaret, iromonahul Simeon, arhidiaconul Lavrentie, preoteasa Evdochia, schimonahia Fanuria, monahia Irina, Constantin, Vasile, Ioan, Maria, Elena, Petru, Vera, Ion, Gheorghe, Mihai și toți cei care nu are cine să-i pomenească. Odihnește în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu și nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, zivase Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață Dumnezeului tău, acum și pururea și vecii vecilor. Fericită adormire veșnică, odihnă fă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi, ce s-au pomenit cu tot neamul lor cel adormit. Și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Și iară,
cu pace Domnului să ne rugăm. O, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune, ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți ție slavă, să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Harul preoției învrednicește-mă puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei Sfinte Mesea Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup răscumpit cu sânge. Deci la Tine vin plecând în urmașii mei și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi între slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de bine păcătosul și nevrednic robul Tău, că Tu ești Cel ce aduci, Cel ce aduci, Cel ce primești, Cel ce te faci Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă, înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și viață, Mântuitorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe cheruvim cu taine închipuiți și păcătorii de viață, trimit prin Sfântă Cântare, aducem toată grija cea lumească acum să le pădem. Împăratul tuturor să vrei pe cel cu jurat în chip de văzut de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia. Echip nevăzut de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia. Cu tot ratul tuturor să vrei pe cel înjurat. Echip nevăzut de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia. Oh.
Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Arhieria voastră să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, arhierei, romonahi, preoți, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, pe părinții împreună slujitori cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe părinții slujitori acestei sfinte biserici, pe credincioșii parohii acesteia, pe binefăcătorii ei și pe pelerinii prezenți la această sfântă liturghie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pentru cei care au fost aduse vii și adormiți, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pe fericiții într-o adormire patriarhei Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicod, Justinian, Iustin și Teoptist, pe mitropoliții Moldovei și pe toți episcopii Moldovei de jos, pe înalt preasfințitul Ioachim și pe înalt preasfințitul Ieftimie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții titori acestei sfinte biserici, pe alți titori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiții într-o fericire, eroi, ostași și luptătorii, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea noastră și pentru întregirea țării,
să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, și pe robii lui Dumnezeu care odihnesc în cimitirul parohiei acesteia, cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Sunt puse înainte Domnului, Domnului să ne rugăm. Pentru biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sunt în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor ale sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul se cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul se cere. S-o săvârși, la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cere. Binecuvântată, slăvită stăpâna noastră,
de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții Său pomeniți. De Dumnezeu mântuiește-ne pe noi. Și noi și unii pe alții și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu să născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Ne vim unii prealții ca într-un gând, să mă returisim. Tatăl pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de ofiță și nedespărțită. Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți, Iitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțul Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, ceva ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă în pace o aduce. Milă, pace, jertfă de laudă. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Cu Duhul Tău. Să avem inimile către Domnul, să mulțumim.
cu vrednicie și cu îndreptate. A mulțumim ție pentru bucuria aceasta pe care ai binevoit-o, au primit mâinile noastre, deși stau în tratament de arhanghel și zeci de mii de îngeri, cherubimii cei cu ochi mulți, serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând. Sfânt Domnul Sabaot, bine este cerul și pământul de slava ta, o să nantru cei de sus, bine este cuvântat cel ce vine drumul Domnului, o să nantru cei de sus. Cu aceste fericite puteri și noi, iubitorile de oameni, stăpâne, strigăm și grăim. Sfânte și preasfântușul născut tău și Duhul tău sfânt, sfânte și preasfânt slava ta este plin de măreție, că tu ai iubit lumea ta atât de multe pe drumul născut fiul tău, dar că tot ce crede într-un să nu piară și să aibă viață veșnică. Și acesta vine și toată rânduiala ce pentru noi prinde noaptea în care a fost vânt mai degrabă că să a pentru viața lui. Împânea cu sfintele și preacuratele și preacuratele sale mulțumit și binecuvântând, sfințând și frângândat sfinților săi ucenici și apostoli zicând. Bine este cuvântul cel ce vine într-un numele Domnului, o să acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Ale tale, dintr-o ale tale, ți-aducem de toate și pentru toate. Pe acesta pune nu lua de la noi, ci înnoiește într-un noi, cei ce ne rugăm ție. Nimecurat îți dește tu noi, Dumnezeule, și tu drept înnoiește tu cele din untru ale noastre. Te luăm. Nu ne lepăda pe noi de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la noi. Trimite Duhul tău cel sfânt peste noi, peste aceste daruri ce se găsesc în noi.
adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Amin. Iar ceea ce este mutierul acesta, ceva sfânge al Hristosului tău. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre împărtășirea împărăției cerului, spre îndrăzirea cea către tine, nu spre judecată sau spre o sindă. Încă aducem ție această slujbă cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, vorbitori, evanghelici, mucenici, mărturisitori, puși în tot sufletul cel drept care este săvârșit într-o credință. Stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria. Doamne, pașnică o fărmuire, ca și noi într-o liniște lor viață pașnici, neturburață, primind toate cu cernicia și curăția. Pentru mântuirea și iertarea păcatelor robilor, Dumnezeu prezent la această sfântă liturghie. Pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii parohiei acestea, pentru cei ce ne-au cerut să ne rugăm pentru dânsii. Pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor adormiților robilor, Dumnezeu, care s-au pomenit și care nu are ce să-i pomenească. Odihnește în locul nadului la fugit toată durerea, întristarea și supunarea. Și să lășluiește pe dânsii Dumnezeul nostru, acolo unde strălucește lumina feței tale. Slavă Domnului peste tine, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile,
drept învățând cuvântul adevărului tău. Pomenește, Doamne, pe preasfințitul părintele nostru Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și pe toți, și pe toate. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu tot și cu Duhul tău. Pentru sfinții, pomenindu-i iarăși iar în pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul său har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată desăvârșită, sunt în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Cer de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Domnul, de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cer de bune și de bune al sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Ne vieții noastre în pace și într-o băgăință să vârși la Domnul să cerem. Sfârșit creștinezi vieții noastre fără durere neînfruntate în pace și răspuns bun la întricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. La credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să vă dă. Ție, Doamne! Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Capetele noastre, Domnului, să le plecăm.
harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Într-o slavă lui Dumnezeu Tată. Izbăvirea de întristare,
că astăzi din mormânt, ca dintr-o cămară de nuntă strălucind Hristos, pe femei de bucurie le-au umplut zicând, vestiți apostolilor. Acum se cum vrea și în vecii, vecii, vecii.
Domnului să ne rugăm. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până veac. Fie numele Domnului binecuvântat, binecuvântat de acum și până veac. Domnului să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți. Cu al Său har, cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preasfințite Stăpâne, binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurat Maicii Sale, cu ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostole, cu ale Sfinților, întocmai cu apostolei, împărați Constantin și mama sa Elena, ocrotitorii acestei sfinte biserici, a căror pomenire o săvârșim astăzi, cu ale celui între sfinți, părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopol, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit astăzi, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică, închinăm-ne sfinte învierii lui celei de a treia zi. Hristos a înviat din morți, cu celor din mor-
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Preasfinție voastră, preasfinție părinte Beniamin. Preasfinție părinte Protopop. Preasfinție cuvioșilor părinți. Distinși domnule primar, distinși autorități, iubiți credincioși și credincioase, dragii mei prieteni, Hristos a înviat! Și vă mulțumim frumos pentru primirea care ne-ați făcut-o aici la Bogata, pentru faptul că a fost și bogată și proaspătă această pâine și sare, care sunt semnele ospitalității și a generozității românești. Și aici, în această comună și în acest sat cu precădere, sunt oameni harnici și darnici și iubitori de Hristos. Am venit pentru a face binecuvântare și a invoca mila lui Dumnezeu asupra acestei biserici și asupra acestui așezământ bisericesc care s-a creat aici cu multă dragoste, cu multă jertfă și cu multă iubire față de casa lui Dumnezeu. Cel care iubește și împodobește casa lui Dumnezeu, Dumnezeu îi împodobește sufletul său și atunci sufletul său se face ca o oază spirituală unde se odihnește ceilalți credincioși care merg pe aceeași cale sau de aceeași credință cu tine sau cu cel care iubește cuvința casă lui Dumnezeu. Pentru ziua de astăzi, la Centrul Eparhial de la Roman, am întocmit un hrisop, adică un act de sfințire care se va adăuga cu celelalte pomenici ale frăților voastre în piatra altarului și se va pecetui acolo pentru pomenirea veșnică a ctitorilor înnoitori sau fondatori ai Sfântului Cașului acestea. Pentru început doresc să-i mulțumim Preasfințitului Beniamin, care a venit cu dragoste din nou în eparhia noastră și faptul că este așa de cunoscut și lucrarea sa este de asemenea cunoscută, a venit cu dragoste la invitația noastră să participe la acest eveniment deosebit solemn pe care frățiile voastre le-ați organizat cu atâta acribie și cu atâta dragoste. De aceea, pentru început, să dăm citire acestui hrisop, care să vedeți că am însumat într-o pagină de cronică ceea ce s-a săvârșit aici și ceea ce facem noi astăzi, care pecetluim astăzi cu pecetea Arhiepiscopiei noastre a Romanului și a Bacăului, lucrarea care s-a făcut. Să ne ajute Dumnezeu să ne binecuvinteze, după aceea trecem la sfințirea bisericii, apoi revenim pe această scenă pentru a face finalul solemn al acestei zile de sărbătoare. Amin. Hristof, cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu, cel întreime slăvit, s-au finalizat lucrările de refacere, reamenajare, pictare și înfrumusețare a bisericii cu hramul Sfinții Împărați și întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena din parohia Bogata, comuna Dofteana, județul Bacău. Situat la aproximativ 5 km distanță de orașul stațiune Târgu Ocna, într-un cadru pitoresc conturat de cursul mijlociu al râului Trotuș, Bogata este unul dintre cele 7 sate care formează comuna Dofteana. Așezarea a figurat inițial în jurisdicția Târgu Ocnei, formând un corpus unitar împreună cu Cătunele, Mosoare și Poieni, iar la începutul secolului XIX a trecut în arondismentul comunei Dofteana. Împărțită din punct de vedere confesional între creștinii de rit ortodox și cei de rit romano-catolic, micuța comunitate nu a avut până în perioada interbelică un locaș de închinare ortodox propriu, pastorația fiind asigurată generații la rând de preoții slujitori ai bisericii cuvioasa Parascheva din Dofteana, cea mai veche dintre bisericile comunei și totodată cea mai apropiată vatră spirituală la aproximativ 4 km distanță. În 1930, parohul acestei biserici, preotul Teodor Nălboc, împreună cu un grup de credincioși inimoși, hotărăsc ridicarea celui din tâi lăcaș în satul Bogata. În 3 ani, un frumos chivot în stil moldovenesc, din lemn de stejar și brad, acoperit cu tablă de zinc, va apărea ca rod al acestui demers. Printre ctitori s-au numărat și personalități ale timpului, precum prințesa Ioana Ghica Comănești, Constantin Ibrătianu, Elena Gheștirbei, Emil Ghica sau Vasile Lăzărescu, pe atunci primar al comunei Dofteana.
la slujba de târnosire oficiată în data de 11 noiembrie 1934 de către ierarhul de vrednică pomenire Ilarion Mircea Băcăoanu, arhiereu vicar al Episcopiei Romanului. Biserica i-a primit ca ocrotitor pe sfinții împărați în tocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. În decursul următoarelor 6 decenii, biserica a funcționat ca filie a parohiei Dofteana II, iar credincioșii au fost sub oblăduirea sacerdoților preot Corneliu Nălboc, preot Mihai Apostolescu, preot Alexandru Mazilu, preot Toader Alexandrescu, preot Mircea Pricop, preot David Isache și preot Mihail Apostol. Prin desprindere de parohia Dofteana II și prin numirea primului paroh în persoana preotului Constantin Merealbe, Bogata devine în 1995 o parohie de sine. În anul 2002, slujirea și administrația sunt preluate de către preacucernicul părinte Adrian Țopa, iar din anul 2008 de către preacucernicul părinte Ionuț Mirodone. În anul 2009 sunt executate lucrări de reparație la casa parohială, situată în proximitatea bisericii, iar după nefericitul incendiu din anul 2012, care a afectat o parte din Sfântul Altar, se vor demara lucrări ample și la biserică. Pentru mai bine de un deceniu, cu sprijinul primăriei Dofteana și prin implicarea directă a domnului primar Ioan Bujor, precum și prin hărnicia și strădania enoriașilor coordonați de către părintele Ionuț Mirodone, se vor realiza refacerea acoperișului și montarea învelitorii de tablă tip Lindab, montarea centralei termice și a sistemului de încălzire prin pardoseală, lambrisarea casei praznicale, înlocuirea ușilor și a geamurilor bisericii cu tâmplărie de tip termopan, amenajarea parcării, refacerea gardului și a porților de acces, montarea unei troițe, refacerea fântânii, înlocuirea instalației electrice, achiziționarea și amenajarea unui teren pentru extinderea cimitirului. Între anii 2021 și 2023, cu susținerea substanțială a domnului Ioan Bujor, primar al comunei Dofteana, biserica a fost îmbrăcată în veșmânt iconografic în tehnica tempera de către pictorul Răzvan Sterea din Bacău. Pentru dinamizarea ultimilor lucrări, pentru eficientizarea pastorației, dar și ca ajutor pentru preotul Ionuț Mirodone, am numit începând cu 1 octombrie 2023 îndemnitatea de preot paroh pe preacucernicul părinte Victor Ifrim, fiul al satului întors pe meleagurile natale. Ulterior acestei date s-au finalizat lucrările de pictură, s-a dotat biserica cu mobilier bisericesc, s-au montat sistemele de sonorizare și alarmă, s-a placat pardoseala cu gresie și s-au turnat în exteriorul bisericii alei de acces spre și în jurul acesteia. Cu binecuvântare cerească, astăzi, 21 mai, anul Mântuirii 2024, în ziua de pomenire a Sfinților Împărați, cei întocmai cu apostolii cinstiți Constantin și mama sa Elena, efortul depus de fiecare în parte din această comunitate se vede încununat prin săvârșirea slujbei de sfințire de către noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscop al Romanului și Bacăuri, alături de preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. La acest moment haric au participat preacucernicul părinte Nicolae Zaharia, protopop al protopopiatului Ionești, un numeros sobor de preoți, domnul Ioan Bujor, primar al comunei Dofteana, autorități județene și locale, reprezentanților, precum și mulțime de credincioși din arealul Văii Trotușului. Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba casei Tale, veșnică pomenire fie ctitorilor acestui sfânt locaș. Semnează Ioachim, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscop al Romanului și Bacăului, păstor duhovnicesc al acestor binecuvântate ținuturi. Hristos a înviat. Adevărat? Adevărat a înviat. În mulți ani, într-o mulți ani, într-o mulți ani, iubiți credincioși, pentru vrednicia acestui părinte, părintele Victor, și părintele Mirodone,
m-am gândit să ofer o distinție de vrednicie care o acordăm noi, preoților siritori, preoților harnici. Și de aceea rog pe preasfințitul nostru invitat de onoare să citească rugăciunea de hirotesie în treapta de iconom sabrofor a acestor doi părinți. Frumoasă chiriacală, noi o arhim divina lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții ce-și țin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc prin cuvânt și învățătură, precum și de tradiția asta dornicită în Sfânta noastră Biserică, potrivit căreia slujitorii destoinici care își împlinesc cu hărnicie și aleasă râvnă misiunea preoțească, să aibă parte de prețuirea și dragostea noastră părintească, hotărâm preacucernicilor părinți Victor Ifrim și Ionuț Mirodone, de la parohia Sfinții Împărați Constantin și Irena Bogata, protopopiatul Onești, județul Bacău, să li se confere rangul onorific de iconom stavrofor, cu binecuvântarea arhierească de a purta semnele distinctive prevăzute de articolul 144 litera C din Statutul de Organizare al Bisericii Ortodoxe Române. Se înmânează acest act, întărit cu sigiliul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, astăzi, anul Mântuirii 2024, luna mai, ziua 21, ca semn de recunoaștere a vredniciei lor în activitatea pastoral-misionară desfășurată. Rugăm pe Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i întărească într-o slujire a Bisericii lui Hristos. Semnează în al preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Poruncește! Poruncește în al preasfințite stăpâne, spre robii tăi, părinții Victor Ionuț și Ionuț, care vi se aduc înainte, spre a fi hirotesiți, iconom stavroforie. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce toate cu înțelepciunea Ta le economisește, prin economia Ta, cea după trup ai lucrat mântuirea noastră, Cel ce pe înțeleptul econom, care bine a economisit, L-ai lăudat ca pe un stăpân al casei, binecuvintează-și pe robii Tăi aceștia, preotul Victor și preotul Ionuț, spre slujba de iconom stavrofor și împuternicește și întărește pe ei ca în credință, în înțelepciune și cu bucurie să-ți economisească ție lucrările și averea bisericii, pentru că astfel făcând și astfel slujind, să se învrednicească de bucuria celor ce bine au întrebuințat talanții și să scape de rușinea de care trebuie să fugă și de osânda slugii celei viclene care cu lenevii și-a îngropat talentul. Pentru rugăciunile și mijlocirile prea binecuvântatei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea, ale Sfântului și întru tot lăudatului apostol și bun biruitor mucenic Barnava și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că s-a sfințit și s-a preaslăvit întru tot cinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Să luăm aminte. Smerenia noastră, prin harul întru tot Sfântului Duh, începătorul desăvârșirii, te prohirisește pe tine, preacucernice preot Victor, iconom stavrofor. Te prohirisește pe tine, preacucernice preot Ionuț, iconom stavrofor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Vrednic este! Vrednic este, 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 Axios. Vrednic.
mulțumim. Da, și pentru faptul că preotul totdeauna este slujitor, dar el ține cont și de soția sa, care îl ajută cel puțin mai bine de 30% într-o parohie. Și de aceea oferim și doamnelor această icoană simbol, care este icoana noastră a Eparhiei Romanului și a Bacăului, așa cum este pictată original în secolul al XVI-lea în Catedrala Arhiepiscopală de la Roman, pe care vă invit să o vedeți. Dar deocamdată oferim doamnei preoteasă icoana cu Vioase Parascheva și celelalte preotese. Și aici ați înțeles că este o lucrare frumoasă. Doi preoți, dar aceeași lucrare misionară, și îi felicităm pentru buna înțelegere, pentru întrajutorare, pentru dragostea unul față către altul, pentru sprijinul reciproc, și așa să vă găsim permanent de acum și mulți ani. Felicitări! Felicitări! Da. Și acum, bineînțeles că nu putem uita, Părinte Protopop, prezintă cineva important. Înalt preasfinția voastră, înalt preasfinție de Părinte Ioachim, preasfințite Părinte Beniamin, episcop al Basarabiei de Sud, astăzi vreau în mod deosebit să aducem cinstirea cuvântului și cuvântul nostru de mulțumire unui om care marchează, care, așa cum spuneți înalt preasfinția voastră, amprentează cu mare cinste locurile acestea. Un fiu al bisericii, un om de onoare, un om credincios, un om care se jertfește și a înțeles menirea, că nu este în fruntea unei comunități să îi se slujească, ci distins domnul primar Ioan Bujor să slujească tuturor, să le ofere celor cinstiți cinste, să îi ajute pe cei neajutorați, pe cei buni să îi felicite, pe cei îndărătnici, de ce nu să îi mai dojenească câteodată. Dar peste tot și peste toate, domnul primar atinge cu bunăvoință, privește cu smerenie și cu dragoste și înainte de a sta drept în fața oamenilor, se pleacă și îngenunchează bunului Dumnezeu. Este exemplu oamenilor pe văile acestea, este exemplu de cumințenie, de credință, de smerenie și de ascultare. Și nu spun un lucru gratuit și nici nu vreau să sune rău ce spun, dar știți foarte bine că vă este supus fiul duhovnicesc ascultător și se bucură de dragostea înalt preasfinției voastre, iar la rândul său vă oferă toată dragostea, jertfindu-se și pe un altar administrativ al arhiepiscopiei noastre, fiind membru al adunării eparhiale. Această calitate eu cinstim, faptele bune le spunem tuturor și nu le ținem ascunse sub obroc, și pentru tot ce este, pentru tot ce simte, pentru tot ce va fi, vă rugăm din inimă să-i acordați o distinție pe care o merită cu prisosință. Ordinul Melchisedec, clasa 1. Conferim această distinție domnului primar Ioan Bujor, primarul comunei Dofteana, în semn de mare prețuire pentru strădania, devotamentul și virtuțile creștine afirmate cu putere față de semeni, prin cuvânt și prin fapte într-o adevăr, nădejde, credință și dragoste. Semnează înalt preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Deci cea mai înaltă este. Este cea mai înaltă distinție a eparhiei noastre. Deci ordinul Melchisedec clasa 1. Deci este o medalie de aur, o distinție de vernicie cu semnătura. Mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască într-o mulță. Mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască într-o mulță. Hristos a înviat din
nașterea de o ființă de viață păcătoarei și nedespărțite trăim totdeauna acum și pururea și în veșii vecilor. Să ascult din locul șederii tale cel din cer, să ascult și să miluiești.
Tatăle, fașele întocmești pentru mântuirea neamului omenesc, primește rugăciunile noastre ale nevrednicilor rogurilor tăi și ne învrednicește în ceasul de acum să săvârșim fără de o sândă resfințirea bisericii care s-a reînnoit spre lauda slavei tale, spre noastră mântuire, într-o evlavioasă pomenire a Sfinților Împărați Constantin și Elena. Și în ea să facem ridicarea altarului. Tu ești cel care binecuvintezi, sfințești toate, Dumnezeul nostru. De slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Camerele voastre, Domnului, să le plecăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești dat în ceruri, cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor pe slujba slavei tale, ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea Sfinților de Îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea Ta. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor. Deschideți căpetenii porțile voastre. Vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Domnul puterilor, Domnul cel tare război, acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetenii porțile voastre, porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Deschideți căpetenii porțile voastre. Vă deschideți porțile cele veșnice, va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul puterilor, Domnul cel tare în război, acesta este Împăratul Slavei. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Noi să ne închinăm învierii Duhului de a treia zi. Umplu de Dumnezeu de asta ta slavă și altarul ierat o să fie Sfânta Sfintelor.
ca și noi cei ce stăm înaintea Lui, ca înaintea Domnului Celui ce Păcătorul a înscat în care spune tare, fără o sfântă rugăciuni pentru noi și pentru tot poporul Său, ca aducând grăbeții tale, jertfă cea, fără de sfinte, de iertare păcatelor. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, care ai dăruit sfinților mucenici care au pătimit pentru tine această slavă, ca să se semene tot pământul moaștele lor. În sfintele tale biserici, roade de tămăduire să răsară într-o stăpâne, și cercetătorul tuturor vrătăților, pentru rugăciunile sfinților, a căror moaște ai binevoit a se așeza în cinstită biserica aceasta, îmbrânjește-le pe noi fără de o sândă, să te aducem în ea jertfa cea fără de sânge, și ne împlinește toate cerurile cele spre mântuire, dând ca răsplătire celor care au pătimit pentru sfântul tău și darul de a face minuni spre a noastră mântuire. Toată este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și în gloria și în veci și vecilor. Veșnică pomenire fie ctitorilor fondatori sau noitori ai Sfântului. Oh.
nostru, cel ce ai sfințit apele Iordanului prin mântuitoarea ta arătare, însuși acum trimite harul preasfântului tău Duh și binecuvintează apa aceasta ca să fie spre sfințirea și desăvârșirea jertfelnicului tău, că binecuvântat ești în vece vecilor. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curtele Domnului. Inima mea și Duhul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureau ai cui, unde-și va pune puii săi. Altarele tale, Doamne al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta în vecii vecilor, te vor lăuda. Fericit este bărbatul cărui ajutor este de la tine, Doamne. Suișuri în inima s-a pus în valea plângerii, în locul în care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arăta se va Dumnezeu Dumnezeul în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bun este o zi în curțile tale decât mii. Aveți să mă fi lepădat în casă lui Dumnezeu, mai mult decât a locuit în locașurile păcătoșilor, că mila și adevărul iubește Domnul. Dumnezeu har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nereutate. Domne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tuturau a cui, unde își va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, și mai mult decât zăpadă mă vei albi. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, după mulțimea durărilor tale, șterge părădelegea mea, mai întâi toți mă spală de părădelegea mea și de păcatul meu părădelește, căci părădelegea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purea. Ție unde am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât ești drept pentru cuvintele tale și viitor, când vei judeca tu. Iată, în părădelegi, m-a să ne strâng și în păcate mă înscriu, Maica mea, că iată, adevărul vicele ne-arătate și cele ascunse în înțelepciunii tale ne-arătat mie. Stropi-mă, băi, cu isofiu, mă voi curăți, spăla-mă, băi, și mai vârtos decât să vadă, mă vei albini. Auzul meu vei da bucurie și mesirie pentru roasele cele smerite, întoarce față ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inimă curată zidește pentru mine Dumnezeule și Duh drept roiește pentru cele drumurile mele. Iată acum ce este bun și ce este frumos. Fără numară cu ei frații împreună, ca milul pe cap ce se pogoară pe barbă, barba lui Aron ce se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Numai părinții pun. Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfinte și evanghelist.
De păcate sufletelor noastre. Evangheliste Luca, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Apostole Sfinte și Evangheliste Ioan, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi. Apostole Sfinte și Evangheliste Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Thank you.
sfințește altarul acesta cu sigiliul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amen.
Această biserică toată l-a zidit, această biserică Fiul l-a întărit, această biserică Duhul Sfânt l-a înnoit, l-a luminat și întărit și a sfințit sufletele noastre. Sfântă de sus, roza dumnezeiască a învierii lui Hristos, toată lumea luminântă care cu credință ochii sfinți și se vară dumnezeiască a sfintelor înnoit cu cântări oprăstuit. Yeah.
veșnică, să ne închinăm în vierii lui cele de a treia zi. Hristos a dragii mei prieteni, Hristos a înviat în lumina învierii și într-o biserică din nou înviată și repusă în cultul nostru ortodox, dată cultului nostru ortodox în toată splendoarea ei, în toată lumina ei pascală, în toată sobrietatea și în sfințenia. În toată această lucrare de sfințire a bisericii acesteia, ați observat că de fiecare dată când ne deplasăm dintr-o parte în alta, mai curând am făcut această procesiune în jurul bisericii, oprindu-ne în patru laturi ale ei, aceasta înseamnă că noi am fixat spațiu unde locuiește Dumnezeu și spațiu care este o poartă a cerului. Biserica nu este altceva decât o poartă a cerului. Căci spune Hristos, va intra și va ieși și pășune va afla. Deci atâta vreme cât ai conștiința că faci parte din biserică, înseamnă că ești un fel de, folosim cuvântul Scripturii, oaie cuvântătoare, adică un om sau o ființă conștientă că faci parte ca un mădular din trupul tainic al bisericii care este Hristos. Și biserica lui Hristos este locul unde coboară Dumnezeu de fiecare dată. De fiecare dată când facem un botez. De fiecare dată când sărbășim o liturghie. De fiecare dată când facem orice acțiune sau act liturgic într-o biserică, atunci cerul se deschide. Cerul se rupe în două și Duhul Sfânt coboară în chip nevăzut asupra celui care se botează, asupra celui care cere un lucru deosebit spiritual lui Dumnezeu prin biserica sa de pe pământ. Deci noi nu suntem decât în biserică atâta vreme cât am intrat pe poarta botezului și ieșim prin această renaștere din nou. Și ieșim, deci am intrat pe poarta botezului și ieșim pe poarta învierii. Că de faptul că dincolo noi găsim față către față pe Hristos, pe care aici, cum spune Sfântul Apostol Pavel, l-am simțit doar în ghicitură. Dincolo îl vom vedea față către față. De aceea biserica, locașul de închinare, este așa de însemnat într-o comunitate, mai ales în comunitatea care este conștientă de prezența și lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, în această lume, între noi, cu noi și printre noi. Pentru faptul că fiecare om, fiecare credincios, care are conștiință că face parte din biserică, el cere ajutorul lui Dumnezeu în orice lucrare a sa pozitivă. Și lucrarea sa pozitivă, așa cum am început și noi slujba, nu o face în numele propriu, ci în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Este foarte important ca noi să avem conștiința prezenței lui Hristos în lucrarea noastră. După Sfânta Liturghie, zicem acum, slobozești pe robul tău, Stăpâne, așa cum a zis Simeon, atunci când a primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, adică pe Mântuitorul, care la 40 de zile a fost adus în templul lui Dumnezeu să fie închinat lui Dumnezeu. Deci, respectând legile, regulamentele, hotărârile, canoanele Sfintei noastre biserici, înseamnă că te împărtășești de harul lui Dumnezeu și, cum spune Sfântul Evanghelist, dobândești har peste har. Ce importantă este această energie necreată, care este, care vine de la Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt le unește pe toate în chip nevăzut. Adică în biserică, Duhul Sfânt este acel ciment, acel lian, care leagă legăturile, leagă cărămizile bisericii, unei zidiri oarecare, le leagă între ele. Deci Duhul Sfânt leagă, ne leagă pe noi, pe fiecare, devenind un corp unic sau unul. Aici, în biserică, unul și cu unul nu fac doi. Unul și cu unul face unul. 2 cu 2 face 1, totul face 1, adică monarhia lui 1,
monarhia Tatălui Ceresc al lui Dumnezeu Celui Nevăzut, care se manifestă în chip văzut și personal prin Fiul care este icoana Tatălui și prin Duhul care se odihnește în noi și se odihnește în Tatăl. Și de la înălțare, în Sânul Preasfintei Treimi, una dintre cele trei persoane are o inimă de noi, adică umanitatea noastră ridicată prin biserică la stadiul cel mai de sus, adică la a fi în Sânul Preasfintei Treimi. Iată cât de mult ne iubește Dumnezeu. De aceea să rămânem într-o iubire a Lui și aceasta nu o putem face decât prin biserica Lui și participând la viața bisericii. Nu în mod așa arbitrar, ci concret și lucrativ. Pentru faptul că avem tendința să fim niște letargici, adică să fim în biserică doar niște oameni care participă pasiv la viața bisericii. Ori nu. Fiecare are un rol însemnat. Nu numai preotul care slujește pe altar, ci fiecare este un preot, dacă luăm așa, în sensul larg al cuvântului și fără să greșesc, spun aceasta. De faptul că Sfântul Pavel zice așa, voi sunteți preoție împărătească și neam sfânt. Deci ce puteți voi, în calitate de credincioși, să faceți în biserică? Decât taina a opta, care este taina fratelui. De aceea se vorbește liturghie de după liturghie. Adică ei liturghia te întrarmez și te împrospătesc cu putere, cu energie necreată din liturghie și atunci, trecând dincolo pragul bisericii spre ieșire, te duci în lume sau în spațiu sau în arealul unde îți desfășoară activitatea și atunci duci puterea lui Dumnezeu ca ei, ceilalți care n-au fost și nu vreau să participe la lucrarea bisericii, văzându-te pe tine, că respecti cu rigurozitate toate legile lui Hristos, Evanghelia și toate celelalte hotărâri luate între timp, care sunt necesare pentru coagularea acestui trup tainic al lui Hristos, așa prin Duhul Sfânt. Deci toate acestea le duci dincolo și ei, văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Dumnezeu în treime lăudat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treime aceea de o ființă și nedespărțită. Vă mulțumim mult pentru această participare și această frumoasă organizare. Mulțumim de asemenea Preasfințitului care a venit să întregească slujba de astăzi, să întregească soborul și sărbătoarea noastră și preoților care au venit cu dragoste să participe la această sărbătoare, care de fapt este în cinstea Sfântului Constantin și Elena. Deci astăzi Constantin și Elena se bucură în ceruri că au văzut aici, la Bogata, între oamenii săraci, această frumoasă biserică local de închinare. Preasfinția voastră, vă mulțumim, vă îmbrățișăm. Și spunem Părintele Victor să facă o concluzie a acestei zile festive. Înalt Preasfințite Părinte Arhiepiscop, Preasfințite Părinte Episcop, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, stimate Domnule Primar, Domnule Deputat, distinse oficialități județene și locale, onorată asistență. Sunt copleșit de măreția acestei zile, unice pe care Parohia Ortodoxă Bogata, Protopopiatul Onești, și-o înscrie într-o pagină neuitată de istorie pentru multă vreme de acum înainte. În aprea Sfinția voastră, emoția anilor copilăriei și adolescenții pe care am trăit-o la strana acestei biserici a fost încununată astăzi prin târnosirea Sfântului Altar și sfințirea bisericii din această parohie binecuvântată, la care m-ați binecuvântat ca paroc în toamna anului trecut pentru a desăvârși lucrările începute aici cu mult entuziasm de credincioșii acestei parohii, împreună cu membrii Consiliului Parohial în timpul păstoririi aici ca paroh al Părintelui Ionuț Mirodone și însuflețit în mod special de Părintele Petru Roncea, care timp de un an până la numirea noastră ca paroh a însuflețit slujirea liturgică și cea mai administrativ-gospodărească a acestei parohii. În al preasfinția voastră, biserica aceasta construită în anul 1932 a fost împodobită după 90 de ani cu o pictură deosebită, cu o încălzire împardoseală, cu mobilier nou,
cu candelabre și toate cele necesare cultului printr-un efort deosebit al Consiliului Parohial al Epitropilor acestei parohii, Gheorghe Anasie, de pioasă amintire și cel actual, Gheorghe Botezatul, și prin neobosită îndrumare și prin ajutorul financiar oferit de primăria comunei noastre Dofteana, în mod deosebit, prin persoana domnului primar Ioan Bujor și altor credincioși din parohie și din afara ei, cărora le mulțumim în mod solemn, dorind să le oferiți diplomă de vrednicie pe drept meritată. În al preasfinția voastră, sărbătoarea de astăzi a fost așteptată cu multă însuflețire de toți credincioșii parohiei noastre. În numele tuturor, vă mulțumim pentru prezența în al preasfinției voastre și a întregului sobor la actul de sfințire a bisericii și ne angajăm să continuăm cu mai multă însuflețire de acum înainte slujirea liturgică și cea pastoral-misionară și filantropică, știind că de acum înainte ne aflăm sub cupola de har pe care ați așezat-o pe această curte a casei Domnului. În mod deosebit și personal aș vrea să mulțumesc Părintelui Protosinghel Claudiu Panțeru Constantin, care mi-a îndrumat primii pași sub jugul sfânt al preoției, cât timp am slujit la schitul Sfântului Eftimie cel Mare, Părintelui Protopop Ioan Bârgăoanu, care mi-a oferit încrederea instalându-mă aici ca paroh, cu binecuvântarea în al preasfinției voastre, și Părintelui Protopop Nicolae Zaharia, sub călăuzirea căruia am ajuns să trăim acest moment de sărbătoare, când putem să spunem cu prorocul Samuel, Eben Ezer, până la locul acesta ne-a ajutat nouă Domnul. Dorim să vă asigurăm că vom continua lucrările și la casa parohială ce se află vis-a-vis de biserică și că foarte curând ne vom muta în ea, mulțumind pe această cale și celor ce s-au ostenit la construcția ei, în mod deosebit primăriei Dofteana. Nu în ultimul rând, sărbătoarea doamnei Anica Anasiei, care a fost casierul de mare încredere al parohiei, rugând pe Dumnezeu să răsplătească multa osteneală. Rămânând al preasfinției voastre, supus fiu ascultător, vă sărut dreapta, Hristos a înviat. Din partea noastră, a parohiei Bogata, a credincioșilor și a celor ce au fost dintotdeauna alături de noi, oferim în dar o icoană pictată cu multă dragoste în al preasfinției. Chipul crucii tale pe cel păzântul și ca poveche mare de la oamenilor, cel între împărați și apostolul tău, Doamne, împărăteasa cetate, mâinile tale, o amuză, una în pace, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu. Părintele nostru Beniamin, cu multă dragoste din partea noastră. Ce cauți pe pământ e se cutremură, ce se atinge de munți și fumegă. Totodată și domnului primar, care neostenit a fost în mijlocul nostru și ne-a ajutat cu multe sfaturi și a fost un ajutor de nădejde și mai ales pentru toată îndrumarea Dumnealui. Din partea noastră a credincioșilor, din partea noastră a părinților, o icoană cu Maica Domnului în semn de respect.
atâta pentru faptul că comună este alcuvirea Maicii Domnului, și că Domnul era, nu? Da, vă mulțumesc. Aș vrea cei care sunteți afară la stație să dați un pic mai tare. Sper să audă toți participanții de astăzi. Deci, îndamn preasfințite Ioachim, preasfințite episcop Veniamin, preacucernici părinți, preacucernice părinte protopop, domnule deputat Vasile Bodacă, care mai înainte era în exterior, probabil mă aude și dumnealui, onorată asistență. În calitate de reprezentant al comunității din 24 iunie 2008, sunt în fruntea comunității datorită dumneavoastră și a votului dumneavoastră. La acel moment am promis tuturor că voi fi un reprezentant al comunității și mă voi dedica tuturor instituțiilor statului, adică biserică, școală, unitățile administrativ-teritoriale și toate locașurile de cult din jurul comunei, să spun așa. Și cu această ocazie aș vrea să vă spun din autobiografia Bisericii Ortodoxe Bogata, care ea a fost construită între anii 1929-1934, anii în care a fost sfințită, uitați că sunt 90 de ani de atunci, sfințită de către episcopul de la acel moment, Ilarion, dacă zic bine, Băcăuanu Mircea, da? Și au trecut 90 de ani de aici. De 90 de ani această biserică construită din lemn nu a mai fost sfințită până astăzi, în ziua de 21 mai 2024. Trecând foarte mulți ani de atunci, ne-am trezit dintr-o dată în urma unui incendiu care a fost, cred că, prin anii 2014, așa, unde am contribuit împreună cu fostul epitrop Nea Gheorghiță Anasi, Dumnezeu să-l odihnească, și am pus bazele acestei reparații a bisericii, apoi am construit acoperișul bisericii, după care a urmat casa praznicală cu acoperișul, cu mobilierul și am continuat cu construirea din temelie a unei case parohiale care anul acesta, sper, cu investiția pe care o asigurăm noi din Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana, ca preotul să-și mențină cuvântul care și l-a dat în fața fostului părinte protopop Ioan Bârgăuanu, căci se va muta în casa parohială și cu siguranță vă promit că se va muta. Am acordat sprijin material și financiar pentru achiziția acestui teren de cimitir, unde ați văzut că este instalată scena protocolară din exteriorul bisericii. Am acordat sprijin material și financiar pentru construirea, împrejmuirea gardului și tot ceea ce a fost de voi, inclusiv la pictura bisericii. Dar meritul nu aș putea să vă spun că este numai al unității administrativ-teritoriale, ci este inclusiv a tuturor donatorilor, a tuturor enoriașilor din acest sat, pentru faptul că satul Bogata sunt aproximativ 1000 de locuitori, dintre care sunt doar 380 de case. Cam 50% sunt catolici, 50% sunt ortodoxi, dar din aceste motive, probabil, și nu aș vrea să aduc niciun fel de jindir nimănui, probabil și preoții au venit o parte dintre dumnealor cu gândul să părăsească zona, să ajungă la alte parohii sau să ajungă cât mai aproape de casele și de familiile dumnealor. Iar acest preot, Ifrim, a promis și, într-adevăr, este și fiul al satului de aici, va rămâne în sat și împreună cu noi, administrația publică locală, vom demara de așa natură ca tot ceea ce e nevoie în această biserică și nu numai în această biserică, la toate bisericile din localitatea noastră, să arate așa cum arată o mireasă în ziua nunții. Aș vrea să continui și să aduc câteva cuvinte spunându-le unor colegi de-ai mei din administrația publică locală. Am citit în istoricul acestei biserici și scria destul de clar. În anii 1929 până în anii 1934 a acordat sprijin material, dar financiar mai mult, fostul primar de la acel moment, Vasile Lăzărescu. Familia Isachi, rude de-a preotului David Isachi, părinți probabil bunici de ale dumnealui și alții care au avut dare de mână și
putere de așa natură au construit această biserică și nu numai. Deci colegii mei din administrația publică locală să înțeleagă un aspect, căci numai cu sprijinul autorităților locale și cu sprijinul ienoriașilor putem să clădim lăcașuri de cult, așa cum a făcut-o și Ștefan cel Mare pe acele vremuri din anii 1504. Aș vrea să aduc cuvinte de mulțumire în încheiere familiei Anișoara Anasii, un economist, expert economist de profesie, care a gestionat sumele de bani de așa natură, i-a întins, cum spunem noi, de au ajuns în toate locurile și ceea ce se vede, se vede și datorită dumnealor, dar aici există în Al Preasfințite un consiliu parohial, cum nu prea am văzut în alte locuri, niște oameni care umblă ca furnicile de dimineața până seara, împreună cu soțiile lor. Mă uitam diminețele acestea la ora 7, 7 și 10 când am venit eu aici, ei cu roaba, ca furnicile, unul cărea betoane, unul făcea curățenie, unul frumuseța femeile gospodine cu mânuțele lor aici în biserică. Deci sunt puțini, dar buni. Sunt în jur de 150 de familii, dăm jos atât văduvele, dar cam 100 de familii, iar părintele este extrem de mulțumit pentru că de la momentul de când a venit părintele și chiar când era și părintele Mirodolie, biserica aceasta este uneori de neîncăput. Vreau să vă mulțumesc în Al Preasfințit Ioachim, în Al Preasfințit Veniamin, cât și celor care astăzi ați participat aici cu mic, cu mare, cât și celor care ați participat cu sume de bani, că și preotul și Consiliul Parohial nu prea au umblat prin sat după bani. Și spunea părintele în felul următor: domnul primar, nu mai am un leu, dar uitați, am ieșit la dumneavoastră din birou, m-ați ajutat și dumneavoastră cu ce ați putut, dar pe drum m-a oprit cineva, mi-a dat 2000 de lei. Mi-a mai dat cineva 1000 de lei, mi-a mai dat nu știu cât. Fiecare ați contribuit cu mic, cu mare. Știm cu toții că și biserica este un generator de educație, de cultură, dar și de curățarea sufletului. Aici unde ne întâlnim cu toți, aici unde ne împăcăm cu toți, atunci unde ne iertăm cu toții. Motiv pentru care de 16 ani de la administrație, de când sunt în administrația publică locală, nu am făcut pași înapoi decât numai înainte. Cred că asta este a doua sau a treia biserică care sunt participant împreună cu un alt preasfințitul la sfințirea acestor biserici. Anul viitor cred că se va sfinți la Biserica Doi Dofteana, unde vom încheia pictura, și peste 2 ani, probabil, la biserica din satul Cucuieț, în care se va finaliza pictura. La biserica 2 Dofteana, care aveam o problemă și de fiecare dată mă gândeam, pentru că cimitirul nu avea împrejmuire cum trebuie, am costuri de depășesc probabil 7 miliarde în bani vechi și sper că într-o lună de zile să fim gata și cu împrejmuirea acelui cimitir. Cu pictura, probabil, peste o lună, o lună și jumătate, apoi cu stradele și celelalte investiții care le mai avem acolo. Dar n-aș putea să vă spun că am ocolit și frații noștri catolici, atât confesiunea cealaltă de penticostal, pentru că ei și inclusiv ei fac parte din comunitate, sunt frații noștri, ne-am împrietenit cu toții, ne-am împerecheat, ne-am înmulțit, atât catolici cât și cu ortodoși, cât și cu penticostali. Suntem o comunitate. După cum vedeți dumneavoastră, verde este peste totul, suntem de așa natură și datorită reliefului și sprijinului Dumnezeu, am plasat în partea de vest a județului Bacău, la confluența râului Trotuș cu râul Dofteana și vă invităm și să știți că prin sângele nostru trăiește în permanență Domnul Iisus Hristos și din aceste condiții ne veți găsi de fiecare dată aici și vă vom sprijini și să știți că la noi, în comunitatea din Dofteana, nu există om care să nu deschidă ușa și poarta pentru dumneavoastră și pentru religia creștin-ortodoxă. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez în Al Preasfințit. Vă felicităm, domnul primar, în maniera cum ne-a spus o predetare de seamă. Da. Aceea că eu nu știam toate aceste detalii. De faptul că a spus mai sunt și protestanți, mai sunt catolici. Bine, este foarte bine că 10% din întreaga unul ca dumneavoastră îi coagulează pe toți, că vreau până acum. Particip la toți, da. La toate invitațiile lor. Sincer, să mergem, lăsăm iubiți credincioși. Foarte important acum, de faptul că ar vrea ca fiecare să înțeleagă, că începând de astăzi, poate chiar până duminică, dacă eventual, este ca fiecare credincios
să treacă prin biserică și prin altarul sfințit. Deci veți intra pe ușa din stânga, va fi un preot aici care vă va călăuzi. De aceea rugați-vă că atunci când ajungeți într-un altar, poate unii pentru prima dată, să se roage pentru sine, pentru familia sa, pentru pacea lumii, dar mai ales pentru pacea între popoare, pentru faptul că nu vedeți câte războaie și aproape de noi și altele care se parcă, se creionează în altă parte. Deci rugați-vă pentru pacea voastră și pentru pacea sufletelor, dar ca Dumnezeu să ne dea acea pace care vine de la Hristos. Că de la oameni mai greu să găsim pace, pentru faptul a face un război pentru pace, aceasta nu este o soluție. Să vă binecuvinteze Dumnezeu, să vă ajute.